Producătorii de medicamente spun că le-a ajuns cuțitul la os și nu mai pot suporta birurile impuse de stat. Nimeni nu va înțelege faptul că nu avem acești bani să-i plătim. Va trebui probabil să ne împrumutăm de la bănci dacă Ministerul de Finanțe nu acceptă anularea obligației de plată pentru trimestrul 1. Producătorii trebuie să acopere pe de o parte deficitul de 1 miliard 100 de milioane prin calcularea greșită de anul trecut și pe de altă parte toată creșterea care apare. Și asta nu la preț de producător, ci asta plătim și taxă pe TVA și plătim și taxă pe veniturile făcute de alți agenți economici. Acest lucru este absurd, nu se întâmplă nicăieri în Europa. Ne așteptăm și de la domnul ministru al Finanțelor și de la domnul ministru al Sănătății să reușească ca împreună cu primul ministru să găsească o soluție. Pentru că dacă nu primim un răspuns cât mai repede vis-a-vis de ce se întâmplă cu această taxă, obligațiile de plată continuă și noi va trebui să începem să dăm oameni afară și nici nu mai putem garanta câte medicamente și produse vor mai rămâne în România. Potrivit legii, companiile care nu își plătesc taxa clawback vor fi sancționate prin retragerea medicamentelor de pe lista celor compensate, iar automat cei care vor avea de suferit sunt pacienții. Paradoxul este că în vreme ce casa de sănătate se vaită de facturile mari pe care trebuie să le deconteze, spitalele duc o lipsă acută de medicamente. Este și o întrebare a noastră de cel puțin jumătate de an, de când pe fostul președinte al casei spunea că au crescut consumurile de medicamente în condițiile în care noi nu aveam acces la tratament, nu aveam acces la tratament nici în spitale și nici în farmacii.